totul este foarte diferit. Nu mai avem libertatea pe care doar după ce a venit COVID-ul am învățat să o apreciem. Concertele, vacanțele, asta cred că îmi lipsește cel mai mult. M-am obișnuit cu masca, știu că mă protejează, mă protejează pe mine, dar și pe cei dragi și cred că asta nu este o problemă. Da, m-am vaccinat. Fratele meu, Cike, care este și el sportiv, a avut COVID, l-a luat de la un coleg de echipă. M-am vaccinat ca să mă protejez pe mine și pe cei dragi. Oamenilor le e frică să se vaccineze pentru că nu au suficiente informații. Le e frică de ce conține vaccinul sau de reacțiile adverse care pot apărea. Mi-aș dori să cred că România se poate alinea cu celelalte țări care s-au vaccinat. Momentan suntem pe drumul cel bun. Vaccinarea poate face diferența între viață și moarte. Sunt Neco Nejecue, componentă a Lotului Național de Volei Feminin și a echipei CSO Voluntari și da, m-am vaccinat.